Salutare, prieteni! Mă, oameni buni, avem noi românii un proverb, bă, îl iubesc și îl îndrăgesc extrem de mult. Nu săpa groapa altuia că vei cădea singur în ea. E, despre asta este vorba în videoclipul ce urmează. Despre părintele Tănăsescu, fost mâncător de curvânt al Arhiepiscopiei Tomisului. Da? Cred că nu știți știrea. Dar o să vă pun și apoi o să vă dau niște informații. Mă, bombă! Doar eu le-am pentru că eu l-am prins în fapt. Atenție mare! Haideți să vedeți știrea și revin. Gata, Trădorescule, ți s-a dus era! Mamă, ți-a picat imperiu, bă, fii atent! Nu mai da cât să mai și lingi. Serios, eu de asta iubesc, bă, pisicile, că spre deosebire de oameni își ling doar propriu cur. Da, mă, nu. Fii atent că te caterisește Teodosie. După ce ai făcut, că l-ai dat în gât cu clarvăzătoarea și cu de-astea, nu te mai văd mult pe parohie. Singura ta șansă este să o sun pe tante aia care e înainte văzătoare că în spate nu se uită. Poate-ți găsește vreun post de camionagiu până Anglia. Nu crede de mine că am plecat pe acolo. Fii atent că dacă nu găsește nimic, mă sun pe mine că-ți dau o goarnă. Serios, dacă nu și eu și toți colegii mei. Ascultă-mă puțin. Întreabă-te în sinea ta câte chei n-ai făcut tu preoților din Arhiepiscopia Tomisului. Pe câți n-ai dat în gât? Pe câți nu i-ai lăsat fără post? Pe câți nu i-ai lăsat fără familii? Pe câți nu i-ai lăsat fără salarii? Întreabă-te, dar n-ai cum să răspunzi pentru că ai conștiința prea încărcată. Și fii atent că videoclipul de astăzi o să ajungă viral în toată România. Și de ce? Voi da niște informații, cum te-am prins pe tine în Mamaia Nord. Ascultă-mă ce zic, părinte, că nu-i frumos. Și de ce? Bă, a răzbunare e arma prostului. Eu asum acum, nu mă răzbun. Dar arăt lumii ce fel de tănăsexu ești tu. De ce? Haide totul să vadă oamenii ce făceai tu, Mamaia Nord, cu o puștoaică, de te-am prins o mașină. Nu pot să pun momentele alea când făceați ciorbă de limbi acolo în mașină. Pentru că am mulți minori pe aici și nu se pune așa ceva pe Facebook. Da? Și pe TikTok și pe Instagram și pe toate rețelele mele sociale. Dar ia uitați ce făcea părintele Trântorescu. Părinte Tănăsescu, cu cine te vezi, bre? Cu domnișoara asta ai dat-o jos din mașină acum când ai văzut că am venit? Ce ai făcut cu metre? Și acum să urcă din nou domnișoara mașină. Măi, oameni buni, știți ce îmi pare rău? Că nu mă lasă aceste platforme să pun prima parte a videoclipului, aia în care i-am prins în flagrant. Da? În care părintele îi dădea o binecuvântare de limbi de toată veselia. Iar fata, drept mulțumire, i-a dat părintelui o aplecăciune așa peste maneta de viteze și a luat binecuvântarea cea de toate zilele. În momentul când eu m-am apropiat, bum, i-am prins acolo și ce a făcut? Fata s-a șters repede așa. Părinte, n-am mai nimerit să mai pornească mașina. A pornit-o în viteză, mă, că a făcut de două ori mașina așa. Deci dacă pun filmarea, mă prăbădiți de râs. Și în momentul când eu m-am apropiat, a și dat-o jos de mașină. A dat-o, a împins-o așa mai mult, a ieșit aia cu capul. Picioarele avea în mașină, mâinile pe lângă. Îmi pare rău, mă, că nu mă lasă, că mă blochează ăștia și am și minori. Nu vreau să pățească ceva contul meu. Dar nu mai zic nimic. Asta s-a întâmplat în primăvara asta când a venit în țară. Părintele era pe acolo, pe unde sus și spovedească săraca, că acasă-i doamna preoteasă. Ea o avea și ea părinți, o sta cu părinții, că era destul de mică, era tânără, nu știu câți ani are, habar n-am, nu știu, nu o cunosc, nu știu cine este. Dar părintele Trântorescu cu astea se ocupă, cu spovedanie în afară programului. Băi, părinte, mai ții minte când îi ziceai lui Teodosie că Balaș este un golan,
L-am văzut eu aseară, era cu Porsche-ul lui Cayenne prin oraș. Doamne, a trecut cu o viteză, cred că avea peste 60 de kilometri pe oră. Da, și că mă îmbrac ca un derbedeu, și că fac TikTok, și că pozez pe internet, și că am o poziție în poze de interlop, și că, băi, l-ai lins în ureche și sub ureche, și la mânerul burții, și sub mânerul burții, dar l-ai albit. Dar stau și mă gândesc. Bă, Teodosia a îmbătrânit și el, bă, are o groază de ani de se învârte între șerpălăi ăștia. El ca băiat e ok, bă, Teodosie. Serios, e foarte... dacă știi cum să-l iei, e pâinea lui Dumnezeu. El are crize și de-astea din cauza la căței ăștia mici. El e băiat de nota 2000. Eu chiar dacă am ieșit în sistem, chiar dacă nu mai am treabă cu el, ca și om, e ok. E ok. Față de alți episcopi, chiar e ok. Da, lătrăi ăștia l-au terminat. L-au pus cu botul pe labe. Dar s-o, și mă gândesc la el. Bă, ai ajuns la o vârstă. Bă, nu te gândești la faptul că ăla care vine și îl vorbește de rău pe altul, la rândul lui, te vorbește și pe tine de rău? Păi dacă vine un prieten la mine și spune ceva despre alt prieten, eu sunt sigur că la fel spune și de mine altora. Și cu ăla am încheiat orice discuție, orice ecuație. Nu mai țineți, bă, lingă ei pe lângă voi. Că asta pățiți. Mai devreme sau mai târziu, vă dau un gât cu tot ceea ce faceți. Mai devreme sau mai târziu, vă dau voleu. Mai devreme sau mai târziu, vă trădează. Le-ați dat funcții, le-ați dat bani, le-ați dat de toate. Bă, lingău e lingău până moare, mă, el nu se schimbă. Asta e mentalitatea lui, asta e dorința lui în existența asta. Dar vedeți cum se întoarce roata? Știți câți preoți au rămas fără posturile lor? Pentru care au muncit, mă, pentru care s-au devotat an la rând. Din cauza lui Trântorescu ăsta, lui Tănăsexu. Păi ăsta a fost goarna arhiepiscopiei, mă. An la rând. Băi, și-a mai picat unul înaintea lui, Chiriluță. La fel și ăla. Ăla a făcut toate cărțile în arhiepiscopie. Dacă ăla voia să zboare ultimul popă din Constanța, ăla zbura, mă. Dacă Chiriluță voia să se mute unul din Constanța undeva, se muta, mă. Pentru că ăla avea putere. La fel și Trântorescu. An la rând, ea termina pe toți, așa i-a ciuruit. A venit vremea să o ia sub centură. De ce? Pentru că Dumnezeu nu iubește sifoanele. Dumnezeu nu are treabă cu iudele, cu trădătorii. Cu acea categorie de oameni care nu știu nimic altceva decât să te pândească, să te ardă, să te bârfească, să te trădeze, să te vândă, să te înșele și la final să-ți dea lovitura de grație. Nu. Nu se bagă divinitatea în astfel de oameni sau între acești oameni. Ce putere are Trântorescu să săvârșească niște slujbe înaintea divinității? Când el, cu o zi înainte, poate că a dat în bingă 20 de preoți, care săracii n-au făcut nimic, din punctul meu de vedere. Că unii pe la sate se chinuie să trăiască, mă, sunt vai de capul lor. Ca și sfat final, vă spun doar atât. Fiți precum Iisus Hristos. El nu a trădat pe nimeni, el nu a sifonat pe nimeni, el nu a pupat în fund pe nimeni, el nu a dat în gât pe nimeni și a văzut fix de viața lui, de existența lui și de evoluția lui. Ați înțeles? Așa ar trebui să fim cu toții. Să ne vedem de evoluția noastră. Eu am vrut să vă arăt fața ăstuia pentru că an la rând el m-a mușcat de acolo dintre de unde îi place lui să bage nasul, ați înțeles? Și nu doar pe mine, pe mulți. Pe mulți, pe foarte mulți. Pentru mine oricum e subiect în care nici nu mai pomenesc. Dar voiam să vedeți cine sunt ghimpii dintr-o societate. Și voi începe cu câteva reportaje în care voi arăta și oamenii buni și voi spune așa da, sunt exemple de urmat și voi scoate în evidență și pe ghiorlăi. Și voi da exemple de așa nu. Da, voi face cât de curând un reportaj de ăsta care o să vă lase mască. De oamenii care așa da, mă, să-i luăm exemple viață și de ghioarele care așa nu. Că n-ai cum să le numești altfel. Hai, v-am pupat și nu fiți trădători. Și spuneți întotdeauna adevărul, pentru că el ne eliberează, iar noi avem nevoie de libertate. Asta este cea mai mare comoară a omului. Mult spor!